Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Emilia Miron și vă invit să fiți alături de noi astăzi într-o nouă ediție a emisiunii Oameni printre oameni. Nu suntem în studio, așa cum v-am obișnuit, și am venit într-un loc special, în vizită la niște prieteni de-a noștri mai vechi, și anume ne aflăm în laboratorul de robotică al Liceului Teoretic Traian Alescu, împreună cu membrii echipei Robotics și Raven Tech, Hunedoara. Avem alături de noi pe domnul profesor Adrian Budiul, pe elevii Stroia, Denisa și Susan Radu, iar mai târziu elevii Ioana Dâscă, Alexandru Costa și Alexia Neamțu o să vă prezinte câteva dintre soluțiile sau proiectele lor. Bună ziua, dragilor! Vă mulțumim că ne-ați primit la voi acasă! Bună ziua! Mulțumim că ați venit! Noi ne-am mai cunoscut, voi ați mai fost pe la noi, dar sunt prieteni de-ai noștri care nu au văzut emisiunea și așa că aș vrea, în câteva cuvinte, să vă prezentați fiecare. Să începem cu domnul profesor. Adrian Budiul, sunt mentorul echipei RavenTech, fost robot Y, de 3 ani de zile, mentor al acestei echipe. Și am fost vara aceasta mentor și la echipa României de First Global, mentor secund, cum ar veni. Și profesor de istorie. Profesor de istorie. Deci nu aveți nicio treabă cu... Nu, n-am nicio treabă cu... Interesant. Denisa? Da, numele meu este Stroia Denisa. Sunt elevă în clasa 12-a la Liceul Teoretic Traian Alescu. Sunt în echipă de 3 ani și eu, dar în echipa Robotics Hunedoara și am participat și anul ăsta la Campionatul Mondial și am fost în echipa României. Și Radu? Mă numesc Radu Susan, sunt în clasa 11-a, sunt membru al echipei Robotics Hunedoara și fac robotică de când am început liceul. Frumos! Noi ne-am văzut în urmă cu câteva luni când tocmai ați aflat sau ați participat la faza zonală regională. Da. Regională. Bun, ce s-a întâmplat de atunci? Mi-ai promis atunci că o să revin studio, da, și o să ne spui. Ce s-a întâmplat? Dar aș vrea să ne spună despre asta domnul profesor. Da, a fost o perioadă foarte încărcată, o perioadă în care cele două echipe au trebuit să participe la campionatul național. În primul rând, care s-a desfășurat la sfârșitul lunii august, și în al doilea rând am fost selectați pentru First Global Challenge, o competiție internațională la care au fost selectați atât membrii din Robotics cât și din RavenTech. Ați avut ceva treabă, ați fost ocupați? Da, cam toată vara copiii au fost în număr de 7, 8, 9, 10, depinde de zi. Prezența aici de obicei și asta a fost o muncă voluntară din partea lor, nu i-a obligat nimeni, deci toată lumea a dorit să vină, poate că și după atât a stat acasă, ne-a făcut bine. Și probabil este, probabil, sigur este pasiune, iar lucrurile făcute din pasiune ies întotdeauna așa cum trebuie. Apropo de ieșit așa cum trebuie, Denisa, te rog, povestește-ne puțin ce ați făcut la național. Da, pentru național ne-am pregătit din luna iunie până la finalul lunii august. A fost din nou multă muncă, dar noi aflasem că ne-am calificat și la campionatul mondial între timp și atunci a trebuit să lucrăm în paralel toată vara. La campionatul național am avut un premiu foarte bun la Robotics, am obținut Inspire Award 2, dar și RavenTech a avut un premiu bun, pe atunci era Robotic Greg Hunedoara, și anume Motivate Award 3. Da, deci a fost și naționala, a fost foarte în forță. Cum ziceam, am fost selectați să participăm și la campionatul mondial First Global Challenge, dar voi vorbi mai mult despre asta. Da, după rezultatele foarte bune de la regională, ONG-ul care se ocupă de organizarea competițiilor noastre în România, Nație prin Educație, respectiv, ne-a ales să reprezentăm România la First Global Challenge, cum s-a mai și zis, o competiție mondială la care au participat 171 de țări.
Competiție care se desfășura din 27 iunie până în 28 septembrie. M-a spus că te-a întrerupt, nu este competiția pe care ați câștigat-o cu câți ani în urmă? În 2018 am câștigat-o, 3 ani în urmă. Acum 3 ani am egalat performanța de atunci. Doar că anul acesta, din păcate, s-a desfășurat online totul. Ar fi trebuit să mergem la Tokyo dacă s-ar fi desfășurat în mod fizic. Iar ca principal a trebuit să ne alegem din mai multe domenii, un domeniu la care să găsim soluții. Noi am ales domeniul sănătate, la care am găsit mai multe soluții, la pandemie, bineînțeles, printre care un purificator de aer, sterilizatoare de măști, un detector de oxigen și fum, care poate fi implementat în secțiile de ATI, și un site web care totodată se poate ocupa de monitorizarea pacienților infectați cu COVID-19. Deci foarte de actualitate temele pe care vi le-ați propus voi. Da, și pe site-ul Health for Everyone, acolo am încărcat și felul în care noi am construit fiecare dintre proiecte și cum și alți oameni interesați și-ar putea construi la rândul lor sterilizatoare de moaie și așa mai departe. Practic, ce ne-a diferențiat pe noi și ce ne-a adus un plus fața celorlalte țări a fost că noi am încercat să venim cu niște soluții simple, ușor de implementat de toată lumea. De exemplu, sterilizatorul de măști costa în jur de $2, care până la urmă nu este un cost foarte mare și chiar asta ne-am și pus în plan, să facem cât mai mult cu cât mai puțin, fiind și noi am avut nevoie de multe materiale și pentru națională și în paralel și pentru faza globală și atunci a fost destul de greu să ne manageriem și materialele și am ales să le împărțim cât mai atent. Dar uite că proiectele au fost inovative și de succes și am reușit să obținem locul în categoria de sănătate. Felicitări! Dacă ar fi fost un an normal și nu unul pandemic, am fi putut să mergem la faza mondială a First Tech Challenge, care s-ar fi ținut în Detroit sau în Houston. Deci ar fi fost un an și mai plin pentru noi, dar fiind în pandemie, totul s-a desfășurat online. Am avut noroc că naționala s-a desfășurat fizic și le mulțumim foarte tare celor de la Nație prin Educație pentru că au muncit foarte mult ca noi să putem să mergem la București. A fost pe 31 august și da, ne bucurăm că am reușit să avem rezultate și acolo. De asemenea, domnul Mircea Nistor a obținut premiul pentru Outstanding Mentor, tot la faza mondială, la First Global Challenge. Este unul dintre cele mai răbdite premii pentru un mentor în domeniul roboticii. Și chiar de la început, din iunie, de când am aflat, și noi și cei de la Nație ne-am pus în minte că vrem ca domnul profesor să câștige acest premiu pentru că îl merită. A muncit foarte mult și se dedică total acestor echipe și copiilor care trec porțile liceului nostru și atunci ne-am pus în cap de la început că vrem să-l câștige și ne-am bucurat extrem de tare atunci când am aflat că l-a și câștigat. Radu, văd că aveți o relație foarte frumoasă cu domnul profesor, dar mă gândesc că nu este singurul mentor pe care îl aveți, pentru că voi sunteți mulți, sunteți două echipe de copii totuși. Cine mai este alături de voi? Bineînțeles că mai avem și azi mentor pe lângă domnul Budiul pe care îl avem aici cu noi. Îl avem pe domnul Mircea Nistor, care din totdeauna a fost cu noi și el este practic mentorul numărul 1. Și fondatorul acestor echipe până la urmă. Bineînțeles, și fondatorul clubului de eventică, predecesor echipelor și oficial unul dintre cei mai buni mentori din lume. Dar în cadrul First Tech Challenge mai avem și pe domnul Stan Bogdan ca și mentor și pe soția domnului Nistor, doamna Luminița Nistor. Dar și pentru First Global Challenge ne-au ajutat foarte mulți, doi mentori de la Nație prin Educație, respectiv doamna Ana Popescu și Cristache, domnul Cristache, așa cum îi zicem noi, iar ca peer mentor, adică mentor care au fost și membri a echipei de robotică, îl avem pe Răzvan Vârtan, Cristian Budiul și Cristina Hărânguș, care acum sunt la facultate.
Acum colegii voștri, Ioana, Alexandru și Alexia, ne vor prezenta soluțiile pe care voi le-ați găsit împotriva pandemiei, după care vom reveni și vom mai discuta. Bună ziua, sunt Alexia Neamțu, sunt în clasa 10 și sunt elevă a Liceului Teoretic Traian Alescu din Hunedoara. Vă voi vorbi puțin despre prima fază a proiectului, prima fază a concursului First Global Challenge, care a constat în găsirea unor soluții la o problemă cauzată de pandemie. Prima dintre aceste soluții este un sterilizator de măști care folosește un concept foarte simplu din fizică, acela al echilibrului termic, și este foarte ușor de realizat. El este făcut din carton și puțină sârmă de cupru, astfel având un cost foarte scăzut. Acesta încălzindu-se va steriliza măștile în jur, la o temperatură în jur de 70-80 de grade, ceea ce va fi eficient și într-o oră va putea steriliza două măști, astfel salvând o mulțime de bani pentru o familie de normală. Bună ziua, numele meu este Ioana Dâscă, sunt elev în clasa 11-a și m-am alăturat echipei de robotică din clasa 9-a. Eu vă voi vorbi despre cea de-a doua fază a competiției mondiale și despre o altă soluție cu care noi am venit pentru a combate pandemia sau dezastrele cauzate de pandemie. Ceea ce am aici este un senzor de oxigen și de dioxid de carbon care măsoară nivelurile de oxigen și dioxid de carbon dintr-o cameră. Noi ne-am gândit să implementăm acești senzori în spitale pentru a evita incendiile și pentru a salva cât mai multe vieți cu putință, având în vedere în această perioadă în care spitalele sunt pline de pacienți. Faza a doua din concursul nostru a constat în găsirea unei alianțe cu care să ne dezvoltăm soluțiile pe care le-am propus în prima fază. Noi ne-am aliat cu echipa Japoniei și am continuat să prelucrăm ideile noastre. Totodată, competiția noastră a mai avut o fază, faza 3, fază în care a trebuit să construim diferite prototipuri de roboți care să performeze, să facă anumite acțiuni. Această fază a fost și ea împărțită în 4 probe. În prima probă a trebuit să construim un șasiu care urmează un traseu prestabilit cu ajutorul senzorilor. A doua probă a fost construirea unui robot care va lansa un anumit obiect la o anumită înălțime și la o anumită distanță. A treia probă a fost să construim un robot care va apuca o sticlă de plastic și o va ridica la o înălțime prestabilită. Și ultima probă a fost un robot care se va ridica la o înălțime de 30 de centimetri, un robot de 7 kg, care va trebui să se mențină la acea înălțime de 30 de centimetri pentru 10 secunde. Bună ziua, mă numesc Costa Alexandru, sunt elev al Liceului Teoretic Traian Alescu, sunt în clasa 11, iar acum vă voi prezenta soluția noastră pentru CubeSat Challenge. CubeSat Challenge a presupus ca noi să construim dintr-un pachet cu piese, să construim un prototip de satelit în formă de cub, care acesta, odată lansat în atmosferă, va putea monitoriza mai multe variabile, precum luminozitatea, umiditatea aerului, particulele din aer, sunetul, pentru a vedea dacă este poluare fonică într-o anumită zonă sau nu. Și, de asemenea, are și un ceas digital integrat pentru a putea ști exact la ce moment sunt luate anumite date. Iar lângă mine am un
o altă soluție la care ne-am gândit pentru a ajuta cadrele medicale în combaterea acestui virus. Este un robot UV, un robot care transmite lumină UV cu ajutorul acestor panglici, care odată activate lămpile UV vor dispersa lumina într-un mod mult mai eficient decât ar face un robot industrial făcut la un preț foarte mare. Prețul robotului nostru ajunge undeva la 1000 de lei. Sau 1000 de lei. Pe când un robot normal industrial ajunge la 80.000 de dolari. Deci am văzut ce ați realizat până acum și soluțiile voastre. Dar ce mai urmează, Denisa? Ce urmează de acum încolo? A început un nou sezon, First Tech Challenge România, chiar din septembrie. Noi de-abia finalizasem proiectele pentru First Global Challenge și sezonul nou pentru First Tech Challenge a început aici. Da, se muncește din greu, o să și vedeți pe teren, avem deja elemente de joc și câteva prototipuri de roboți pentru acest sezon. Se muncește în continuare și sperăm să avem un sezon la cel puțin la fel de bun ca și cel precedent. Domnul profesor, tot aud aici că se muncește, s-a muncit, s-a câștigat. Cât este de greu? Pentru că acești copii trebuie totuși coordonați, sunt niște copii. Cât este de greu să mentorați o astfel de echipă, să nu mai vorbim că aici este vorba de două echipe? Să mentorez, cred eu, nu este foarte greu. Să mentorez bine, de fapt, este cu adevărat greu. Copiii sunt foarte muncitori, deci, de fapt, nu este foarte greu, zic eu. Și sunt foarte receptivi, sunt efectiv ca niște bureți care absorb informațiile, bineînțeles, dacă dai informațiile corecte. Și din cauza asta suntem foarte mulțumiți pentru că tot timpul când le-am spus trebuie făcut un lucru sau altul, ei tot timpul au sărit și au făcut ceea ce trebuia. Niciodată nu se întâmplă să spună nu. Chiar dacă uneori au și ei probleme, au școală, au... Toată lumea știe că practic este destul de dificil să faci și școală în același timp și să faci și robot. Dar reușim să le împăcăm pe toate și cred că până la urmă iasă bine toată povestea. Păi, rezultatele de până acum asta ne spun. Dar sunt două echipe. Robotics cu Nedoara și Raven Tech cu Nedoara. Sala, laboratorul pe care îl aveți, nu este o imensitate sau, știu eu, un spațiu foarte mare. Cum reușiți sau cum reușesc acești copii să-l împartă, să muncească și să aibă totuși rezultatele pe care le au? Spunea Radu într-una din fazele competiției, la un moment dat, când trebuia să ne prezentăm unui juriu, că reușim să împărțim totul ca între frați. Deci exact așa este, e adevărat, spațiul nu este generos, dar spre bucuria noastră, la acest moment, în curtea liceului, se construiește un nou spațiu, s-a construit de la zero, de fapt, acum este aproape de finalizare, un nou spațiu mult mai generos decât cel pe care îl avem și sperăm să ne mutăm acolo cât mai repede. Primăria Hunedoara, practic, a contribuit, ea a fost cea care a venit cu inițiativa de a construi acel spațiu și de-abia așteptăm să ne mutăm în nou spațiu. Deci va fi o bucurie pentru noi, este pentru noi toți. Este o veste foarte bună. Noi suntem recunoscători și pentru sările pe care le-am primit aici, pentru că avem sală specială în școală, mulțumim direcțiunii. Dar am avut mare noroc că în această vară și pe perioada în care s-a desfășurat regionala, o mare parte din ea, am fost online cu școala și atunci s-a putut profita de spațiul liber din clădire. Și chiar și pe perioada verii am acaparat polul de la parter, sălile de la câteva dintre ele, aveam sală pentru conferințe, sală de PR, am avut nevoie și de laboratorul de fizică. Deci, în vară ne-am descurcat, dar acum că a reînceput școala și este fizic, e puțin mai greu și de asta am avut nevoie mare de laboratorul care se construiește acum. Sperăm să ne chemați și pe noi la inaugurare. Vă așteptăm. Da. Toate aceste lucruri pe care le realizați voi nu pot fi făcute fără bani.
sau fără un sprijin material de undeva. Cine sunt cei care vă sprijină pe voi în toată această activitate minunată pe care o faceți până la urmă? Păi, primăria a fost foarte importantă pe partea asta și ne-a ajutat, ne-a sprijinit tot timpul încă de la primele sezoane. Acum, mai ales cu proiectele pe care le-am avut pentru First Global Challenge, am avut o sponsorizare generoasă din partea lor. De asemenea, avem și sponsorii noștri, care ne sunt alături deja de destul de mulți ani și mai ales ni s-au alăturat sponsori noi, odată cu calificarea la faza mondială. Deci, ne descurcăm, dar întotdeauna este nevoie de mai mult. Adică, mereu spun că pentru a construi niște roboți performanți și pentru a avea niște proiecte performante, ai nevoie de fonduri. Noi încercăm să fim, să completăm cu ingeniozitatea noastră și pentru Global a fost suficient, dar de multe ori nu este și atunci trebuie să încercăm să compensăm și pe partea cealaltă. Deci e bine să le spunem celor care ne privesc că oricine vrea să se alăture vouă cu un cât de mic ajutor, poate să vină, voi primiți cu drag. Bun, deci încă o întâlnire în care am aflat cât de minunați, cât de buni și cât de pasionați sunteți voi și că putem fi mândri, într-adevăr mândri, de copiii pe care Hunedoara îi are și care ne reprezintă peste tot în lume. În această lumină, cred că ceea ce puteți voi să spuneți sau ceea ce aveți voi de spus poate avea un răsunet în sufletele celor ca voi, de vârsta voastră și cu idealuri, așa cum aveți voi. De aceea să vă rog pe fiecare în parte să transmiteți câte un mesaj, câte un gând pornit așa din suflet pentru cei care ne ascultă și ne urmăresc. Oricât de mare ar fi un obstacol, de exemplu cum a fost pentru noi pandemia, el poate să fie depășit și chiar învins. Noi încercăm să venim cu soluții și avem mare nevoie și de sprijinul autorităților în această luptă. Deja am primit câteva propuneri de la Spitalul Municipal din Hunedoara ca să implementăm câteva din soluțiile noastre. Deci credeți că puteți să învingeți orice fel de obstacol atât timp cât munciți și vă dăruiți timp. Radu. În primul rând vreau să zic că există un filmuleț de prezentare a competiției care zice așa în esență, More Than Robots, și asta este și ceea ce facem noi aici. Este mai mult decât roboți, este o pasiune și vreau să zic pentru fiecare, orice ar zice oamenii, orice ar zice alții, cuvinte de rău mă refer, nu-i băgați în seamă, continuați să luptați și continuați să le dovediți că sunteți mult mai buni și că puteți fi chiar și campioni mondiali. Mulțumim. Domnul profesor Adrian Budiul. Educația. Educația se face și în școală, dar educația se face și cu roboți. Educația, din punctul meu de vedere, trebuie făcută cu pasiune în primul rând. Și copiii aceștia merită tot timpul să fie sprijiniți pentru a se dezvolta. Eu, în calitate de profesor de istorie, poate că n-ar fi fost neapărat locul meu aici, dar eu consider că mă aflu aici pentru a-i sprijini. Și cred că oricine dorește să-i sprijine, nu neapărat material, că și sprijinul material este important, dar și sprijinul moral este important. Deci trebuie să-i sprijinim pentru că chiar merită acești copii. Da, aveți foarte mare dreptate. Chiar trebuie sprijiniți pentru că merită. Eu ce să spun, vă mulțumesc din suflet că ne-ați primit astăzi să fim acasă la voi, să vă vedem munca de aproape. Eu promit că noi și televiziunea noastră vă vom sprijini ori de câte ori aveți nevoie, doar să cereți și noi suntem aici. Și vă aștept cu rezultate când întoarceți de la alte concursuri. Da. Mulțumesc mult!
Dragi prieteni, am fost astăzi în vizită la copiii de la Robotics și de la Raven Tech Hunedoara, la Liceul Teoretic Traian Lalescu. Am văzut ce fac ei și ne-am bucurat de roadele muncilor. Eu sunt Emilia Miron. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați, urmăriți-ne pe Facebook, Instagram și YouTube. La revedere, toate cele bune!